Transfer neașteptat pentru Miralem Pjanić. Fostul jucător al celor de la Juventus și Barcelona a semnat cu CSKA Moscova, echipă interzisă în cupele europene. Pjanić a fost dur criticat de fanii bosniaci după acest transfer. Jucașul bosniac a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu CSKA Moscova, care ocupă locul 6 în campionatul Rusiei după 9 etape disputate. Fost jucător la echipe ca AS Roma, Juventus și Barcelona, Pjanić era liber de contract după despărțirea de Sharjah, formație din Emiratele Arabe Unite. Miralem Pjanić, în vârstă de 34 de ani, a avut parte de o prezentare spectaculoasă, călare pe un cal alb pe stadionul echipei din capitala Rusiei. La scurt timp după ce a fost prezentat la CSKA Moscova, fanii l-au taxat dur pe Pjanić, amintind de declarația acestuia din anul 2022. El a refuzat atunci să joace pentru Bosnia în amicalul contra Rusiei, care a fost amânat ulterior din cauza reacțiilor negative ale bosniecilor.